Credința și faptele de Ellen Goldwhite. Capitolul 7. Cum să știm că Dumnezeu este cel care conduce? Ca și mine, veți avea ocazia de a cunoaște oameni care pretind că sunt sfinți. Această învățătură are o influență amăgitoare. Ei vă vor prezenta niște raționamente minunate pentru a arăta că Domnul îi conduce și îi învață. Prin urmare, cum puteți ști dacă Domnul este cel care îi conduce? Ei bine, există un test, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Isaia 8:20. Dacă atunci când este amintit Domnul, Marele Jehova, lucrul acesta stârnește vrăjmășia inimii omenești, puteți să știți că persoana aceea nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Oamenii pot să spună că au o mare credință în Isus și că voi nu puteți face nimic, ci Domnul Hristos va face totul pentru voi. Dar când Domnul Hristos îi va chema din morminte pe cei morți, depinde numai de conduita voastră, dacă veți fi înviați pentru viața veșnică sau pentru condamnare. Ei amestecă adevărul cu învățăturile false și nu pot să spună care este adevărul, iar dacă sunt invitați să ia loc și să cerceteze scripturile cu voi, pentru a vedea ce spune Domnul, nu am cunoscut niciun caz în care răspunsul să fi fost altul, decât că ei nu au nevoie să cerceteze scripturile, pentru că Domnul le-a spus ce să facă. Vocea lui Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul său, dar mai sunt multe alte voci pe care le vom auzi, iar Domnul Hristos a spus că trebuie să fim precauți cu privire la cei care vor spune: Hristos este aici sau acolo. Prin urmare, cum vor ști că nu au adevărul, dacă nu verificăm totul cu scripturile? Domnul Hristos ne avertiza să ne ferim de prorocii mincinoși, care vor veni la noi în numele Său, spunând că ei sunt Hristos. Așadar, dacă veți considera că nu este important să înțelegeți scripturile pentru voi înșivă, veți fi în pericolul de a fi duși în rătăcire de toate aceste doctrine. Domnul Hristos a spus că în ziua răsplătirii, la judecată, va exista o grupă de oameni care vor spune: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Dar Hristos le va răspunde: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Matei 7:22-23. Noi trebuie să înțelegem ce este păcatul, și anume că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Aceasta este singura definiție dată în Scripturi. Prin urmare, vedem că aceia care declară că sunt conduși de Dumnezeu, dar se îndepărtează în mod clar de El și de legea sa, nu cercetează Scripturile. Domnul își va călăuzi poporul deoarece spune că oile sale îi vor auzi glasul și vor merge după el, dar nu vor merge după un străin. De aceea este necesar să înțelegem pe deplin scripturile. Atunci nu vom fi nevoiți să întrebăm dacă alții au adevărul, pentru că lucrul acesta se va vedea în caracterul lor. Satana va face minuni. Vine timpul când Satana va face minuni chiar în fața ochilor voștri, pretinzând că El este Hristos. Iar dacă picioarele voastre nu sunt bine așezate pe temelia adevărului lui Dumnezeu, veți fi duși în rătăcire. Singura cale de a fi în siguranță este să căutați adevărul ca pe o comoară ascunsă. Căutați adevărul ca și când ați căuta comorile din adâncul pământului. Veniți înaintea Tatălui vostru Ceresc cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, și spuneți: luminează-mă, învață-mă ce este adevărul. Când Duhul Său Sfânt va veni în inima voastră pentru a vă întipări adevărul în suflet, nu-l veți mai uita cu ușurință. Voi știți deja din experiență ce înseamnă a cerceta scripturile până când fiecare idee este bine întemeiată. Este important să cercetați scripturile fără încetare. Trebuie să vă umpleți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, deoarece este posibil să fiți despărțiți și să ajungeți într-un loc unde nu veți avea privilegiul de a vă întâlni cu copiii lui Dumnezeu. Atunci veți avea nevoie ca toate comorile cuvântului lui Dumnezeu să fie ascunse în inima voastră, iar când veți fi înconjurați de împotrivire, va trebui să verificați totul cu scripturile.